Bună ziua! Invitat al interviurilor PS News de astăzi este Ludovic Orban, candidat oficial anunțat în campanie la președinția Partidului Național Liberal. Bine ați venit alături de noi, domnul Orban. Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit. Am zis candidat oficial pentru că altul nu-mi vine în minte să mai spun că ar mai exista, dar de fapt prima mea întrebare la interviu de azi ar fi, domnule Orban, PNL mai respiră? Respiră, respiră. Respiră Se greu, ca trezește în la reclama viață, cu se pricina? trezește la viață. Se trezește la viață. Ca și natura. Se chinuiește să-ți regăsească identitatea, să Sigur. reapară în cărțile Sigur, electorale. sigur. Am înțeles. Bun, aș vrea să trecem direct la această latură a interviului nostru legată de viitoarele alegeri din 11 iunie, 17 iunie, nu greșesc, nu? Congresul pentru data de 17 iunie, da. 17. Să ne axăm pe această latură. Sunteți, repet, singurul candidat anunțat, vizibil, care își face campanie, să spunem așa, cu ghilimele de rigoare. Vă văd prin țară, vă văd la întâlnire cu filialele, cu oamenii. Paralel cu aceste demersurile noastre, o să vă discutăm direct. Există două, trei scenarii legate de tot acest congres. Cum? Unu, cum că o să apară probabil un om din umbră care o să vă concureze și poate o să câștige. Că partea pedistă a PNL-ului, vechii pedeliști, în frunte cu Vasile Blaga, în perioada asta caută să dea partidul pe mâna, nu știu, lui Dragnea sau al cuiva, că DNA-ul, alt scenariu, ar face jocurile și o să închidă meciul în ceea ce privește congresul la PNL. Care e viziunea noastră și poate pe scurt comentăm și Nu aceste cred în versiuni. scenarii. Nu credeți în scenarii. Nu. Bun. Cred într-un singur lucru, în discernământul membrilor Partidului Național Liberal, care practic au partidul pe mână după 2 ani de zile. Am înțeles. Și celelalte variante le vedeți imposibil de realizat, în sensul că Suferim de scenarită. Eu sper că m-am vindecat de scenarită. Pentru mine lucrurile sunt simple. În momentul în care mi-am anunțat candidatura, mi-am început campania. Umblu în fiecare filială județeană. Obiectivul meu e să ajung în fiecare organizație de 2 ori. Prima oară este mai mult în scopul consultării bazei partidului. Hai să fim cinstiți, vocea țării, vocea organizațiilor contează. județene, locale, vocea primarilor nu prea s-a auzit în Partidul Național Liberal de către cei care au fost în fruntea partidului. Deci asta este prima trecere în fiecare organizație județeană cu scopul de a simți pulsul, de a asculta pe oameni, de a auzi de la colegii mei de partid ce așteaptă de la viitoarea conducere, cum văd evoluția Partidului Național Liberal, ce idei, ce propuneri, ce soluții au pentru relansarea partidului. A doua trecere va fi pentru prezentarea documentului politic și a unei părți din echipa care va fi alături de mine. Vreau să vă întreb altceva, dar m-ați provocat legat de povestea cu deplasările și cu pulsul din teritoriu pe care l-ați luat. Spuneți-mi, cum se simte astăzi în teritoriu acest melanj oarecum forțat care s-a făcut între foștii peneliști și foștii pedeliști? Mai există o neînțelegere? Am văzut Pe filiale aici pe acolo Vaslui, mai există, Constanța, nu, pe aici pe acolo Brașov. mai există, dar să știți că acolo unde există competiție, competiția nu mai există, să spun, între un fost liberal și un fost democrat liberal. S-a produs o osmoză, echipele s-au întrepătruns, chiar și acolo, să spun, unde e un candidat care a fost în Partidul Național Liberal și în Partidul Democrat Liberal. Ei nu sunt sprijiniți, să spun, candidatul fostului PNL de foștii PNL, ci o osmoză. S-a produs o Corect. întrepătrundere și, din câte văd, se aleg oamenii în adunările generale ale organizațiilor locale, se aleg oamenii mai buni, indiferent de unde provin ei. Era necesar acest proces de alegeri. Noi, dacă nu stăteam 2 ani de zile cu conducere numită la toate nivelele, fără ca aceste conduceri să fie
legitimate prin votul bazei partidului, am fi obținut rezultate mult mai bune în alegeri. Iar acest proces de alegeri, practic, este cel care poate să desăvârșească procesul de fuziune. Istoria postdecembristă a partidelor ne-a arătat că de multe ori vocea din țară a fost alta și jocurile cu adevărat s-au făcut la București. În urmă cu puțin timp, o parte din spuma PNL-ului, să-i spun așa, s-a întâlnit chiar cu președintele Iohannis în Malta. Ați fost acolo, erați în țară, în campania de care vorbeam în mai săptămâna devreme. Săptămâna respectivă în săptămâna eram angajat respectivă. În deplasări în 5 județe. De la Brașov am fost până la Neamț. Credeți că acolo se putea lua totuși o decizie și cu privire la ce se va întâmpla la congres? Informațiile nu. Pe surse au spus că... Nu. S-a confirmat ceea ce știu, și anume că președintele Iohannis nu se va implica în acest proces de alegeri, că are încredere în membrii Partidului Național Liberal și în discernământul lor, că nu va pune mâna pe capul nimănui și, de asemenea, împărtășesc în mare parte îngrijorările pe care le are referitor la evoluția Partidului Național Liberal. Deci cei care sperau așa un soi de legitimare sau sperau să se agațe de o cea mai mică propoziție, nu au reușit să obțină nimic de la președintele Iohannis. Înainte să abandonăm de tot latura asta interviului legată de alegerile interne din PNL, aș vrea să discutăm un pic de procedura efectivă a alegerilor. Vor veni mult mai mulți oameni la București să aleagă noul președinte, înțeleg că undeva la 5.000 de delegați. De delegați. Asta înseamnă plus minus aproximativ 100 de delegați pe filială? În funcție cam de pe acolo, rezultatul obținut în alegerile locale și în alegerile parlamentare. Prima mea întrebare se leagă de alegerea celor 100. Să facem un joc de imaginație într-un județ. Sunt aleși de organismul, vă spun, în fiecare județ, delegații sunt aleși de organismul de la nivel județean, care se numește Colegiul Director Județean. Adică președintele. Colegiul director județean cuprinde președintele, biroul județean ales, 26 plus încă 6 care sunt președinții organizațiilor speciale, președinții organizațiilor locale și primarii din județul respectiv. Și cam cât are un colegiu de genul ăsta ca număr de oameni? Județeni. Depinde de mărimea județului. Într-un județ mare, de exemplu am fost la Suceava, unde chiar domnul Flutur a convocat colegiul director județean, au participat 170 de membri ai colegiului director și județean. Și ăștia 170 de membri ei decid hotăresc cei delegația. 100 plus minus care vor da, merge la București da, în da, zilele da. Cu pricina. Da, astea variază delegații. O să fie delegații da, mai înțeleg. Mici de 40, 50, 60 în de oameni. În funcție de mărimea județului. Și o să fie județele cu performanțe și care sunt județe mari, care vor avea delegații numeroase de chiar până la 200 de delegații. Iar în delegația propriu-zisă trimisă la București vor trebui să fie ce? Parlamentari, primari, probabil, primari, consilieri viceprimari, județeni, consilieri județeni, președinți de organizații importante, consilieri municipali, mai ales din municipiul reședință de județ. În plus, vă repet, acești delegați vor fi aleși în colegiul director județean. Există o stare de spirit în partid, în baza partidului, care de altfel a fost și înțeleasă de mulți președinți, în care oamenii spun foarte clar, nu mai acceptăm să ni se spună cu cine să votăm, noi venim să mergem la congres și să decidem ce credem noi că este mai bine pentru Partidul Național Liberal. De ce vă spun că mulți președinți au înțeles această stare de spirit, pentru că mulți președinți chiar au declarat în conferințe de presă, în care am și participat la multe alături de ei, au spus că nu vor influența și nu vor încerca să determine niciun fel să se voteze într-un fel sau altul. După părerea mea, va fi cel mai democratic congres al Partidului Național Liberal care a fost vreodată. Și ultima întrebare legată de congres. Puteți să mă întrebați orice, că e important totuși. Vă spun, da, democrația, am vrut să înțeleg un democrația, pic democrația se asta pe care democrația se desăvârșește
Atunci când și partidele care sunt în competiție electorală și care asigură, în cazul câștigării alegerilor, exercitarea puterii în stat, când și partidele se democratizează. Cu cât partidele sunt mai democratice, cu atâta este democrația în societatea respectivă mai desăvârșită. Da, mai am o curiositate apropo de asta. Dacă vin 5.000 de oameni la congres și votează în prima zi președintele, el este ales, se știe. A doua zi înțeleg că se vor vota vicepreședinții și... Prin vicepreședinții, vicepreședinții, secretarul general și... Cealaltă parte a conducerii, birou, să spunem birou, așa. Da. Acea parte a doua a conducerii înțeleg că va fi votată de un număr mai mic, nu tot de cei 5.000 care votează. Să vedem ce va hotărâ Comisia de Organizare. Propunerea mea a fost ca a doua zi să păstreze Consiliul Național în formatul în care... Adică pare o chestie formală. Am ales, știm cine e președintele, acum plecați acasă că într-un format mai mic își face echipa mea și... A fost, propunerea mea a fost ca să se păstreze la Consiliul Național convocat după, că poți să variezi numărul de delegați la Consiliul Național, se... Convoce și Consiliul Național în același format, astfel încât cei care hotărăsc președintele... Încă nu e decis să povestesc. Încă nu s-a hotărât. Eu asta am înțeles. Există și o variantă în care de la 5.000 se ajunge la 1.000 de votanți pentru a doua. Sau 1.000 și ceva pentru a doua. Voi susține o reprezentare cât mai largă și pentru alegerea biroului politic executiv. Pentru că eu cred că trebuie să aibă o reprezentativitate cât mai mare și o legitimitate cât mai solidă, pentru că ei vor face parte din echipa președintelui care va fi ales. Da, numai că de asta e important. Echipa președintelui poate fi una pe care și-o indică președintele odată ales, dacă e într-o formulă mai mică, sau și-o doresc și liberalii din țară, în ce mă privește, ei fiind deja aici prezenți. În ce mă privește, sigur că voi avea preferințe, voi susține anumiți candidați pentru anumite poziții, dar nu o să am lăcomia de a, cum se spun, de a ocupa toate funcțiile din birou, pentru că eu cred că și ceilalți competitori sau competitori care sunt în cursă trebuie să se regăsească în biroul politic național, astfel încât să se simtă reprezentați toți cei care votează, chiar și pentru cei care nu vor câștiga, pentru că aici partidul are nevoie să meargă înainte cu toate motoarele, cu toți oamenii importanți, cu toți liderii care beneficiază de o susținere în partid, chiar dacă susținerea respectivă nu va duce la alegerea lor ca și președinți. Și așa cum am promis, ultima întrebare legată de congres. Cum se simte Ludovic Orban în postura asta de deocamdată lup singuratic, electron liber în cursa asta pentru șefia partidului? N-aveți un contracandidat cu care să aveți o confruntare de idei sau să... Sunteți deocamdată singurul anunțat. Auto-anunțat. Eu nu știu ce fac alții. Cum vă simțiți ce mă privește pe rând? Mine, tratez așa cum am tratat orice poziție politică pe care am deținut-o sau orice poziție pe care am deținut-o în instituțiile statului, o tratez cu maximă seriozitate. Și această campanie este o campanie pe care o tratez foarte serios. Eu caut să intru în comunicare, în contact cu cât mai mulți colegi de partid. În aceste întâlniri le răspund la orice fel de întrebare, la orice fel de curiozitate au, la orice fel de îndoială au legat de persoana mea. Discutăm efectiv care sunt soluțiile pentru depășirea impasului și pentru readucerea Partidului Național Liberal pe locul pe care îl merită, și anume de campion al dreptei și de partid capabil să se bată de pe picior de egalitate cu actualul partid de guvernământ, capabil să câștige alegerile. Deci eu cred că această dezbatere este o dezbatere care a lipsit foarte mult partidului în ultimii 2 ani de zile, și acest mod de elaborare al deciziilor prin consultarea bazei partidului este fundamental pentru ca deciziile să fie corecte, pentru că dacă tu iei decizii fără să-ți consulți primarii, fără să-ți consulți viceprimarii, președinții de organizații locale, care sunt cel mai aproape de comunitățile locale și care simt foarte bine pulsul care există în societate, este foarte greu ca deciziile tale să fie corecte și să răspundă așteptărilor, în special în acele bazine electorale în care ai preponderență. Haideți să ne mutăm un pic pe zona de actualitate și să discutăm despre cum vedeți dumneavoastră, de exemplu,
cum se spun, mascarada aceasta a PSD-ului și a luptei și a aliaților săi în lupta cu statul de drept, de exemplu. Barda de pământ cu procurorul șef DNA, cu procurorul general Banarda, ministrul justiției face rapoarte, dar nu ia decizii, se luptă, nu se luptă. Funcționează statul de drept așa cum trebuie? E o luptă corectă a celor de la putere cu statul de drept? Toată povestea asta în jurul justiției din Îmi ultima puneți o vreme. întrebare la care. Da. Cum o vedeți Deci, așa? E o analiză. cooperativa vechililor roșii are aceleași gânduri pe care le-a avut tot timpul. Unu, să își facă de cap și să exercite puterea în mod arbitrar, în mod abuziv, așa cum au fost obișnuiți, și doi, să nu fie deranjați în această activitate a lor de procurori, de puterea judecătorească în stat. Lucrul ăsta nu se poate. Într-un stat de drept, într-o democrație, trebuie să existe un echilibru, o separație a puterilor în stat și un control reciproc al puterilor. Justiția nu poate fi încălecată politic așa cum își dorește, de fapt, partidul de guvernământ actual. Ăsta este scopul lor. Uitați-vă. Deci umblă acum cu inițiative legislative să schimbă modalitatea de numire a procurorului general, a procurorului Da. șef DNA, a procurorului șef DIICOT, în care talibanilor ar vrea ca ăștia să fie numiți fără CSM, fără președinte, să fie numiți de ministrul justiției. Asta ți arată foarte clar că ei, de fapt, vor să controleze aceste instituții. Ori eu cred că perioada în care Adrian Năstase înființa PNA-ul pentru a ordona Da. anchete politice împotriva adversarilor politici, fie din PSD, fie din afara partidului, a apus. Puterea judecătorească este o putere care de sine stătătoare, care trebuie să fie liberată de orice fel de imixtiune din partea oricărei alte forțe politice sau de altă natură. De partea cealaltă, totuși că credeți că măcar o parte din argumentele lor legate de posibile abuzuri, unele din abuzuri făcute de statul de drept, este o teorie care se susține? Ascultați-mi, nu, de-aia nu Nu. există pădure fără uscături. Sigur că există procurori care mai dau rasol, așa, ca să zic așa, dar asta nu înseamnă că tu trebuie să schimbi construcții sistemice, că tu trebuie să afectezi funcționarea normală a instituțiilor. Asta nu poți să dai cu pietre. Plus că eu nu cred în acei politicieni care, cum sunt intrați într-o anchetă, încep să dea cu pietre în instituțiile care acționează în zona justiției. Nu Eu cred credeți în aici, sigur. scenarii, dar credeți într-un scenariu în care totuși, așa zisul statul de drept sau parte din statul de drept ar avea capacitatea ca la un anumit moment să influențeze cine este sau cine nu este președintele României? Asta Nu, legat de un alt nu, scenariu lansat nu. recent pe piață? Nu, nu, nu. Asta este o gogoriță. Deci președintele României îl hotărăsc cetățenii români. Cine poate influența cetățenii români care intră cu conștiința lor în cabina de vot și care își exercită votul și își exprimă în felul ăsta opinia în cabina de vot? Astea sunt speculații, sunt mituri și legende urbane care circulă. E foarte multă scenarită în România și scenarita asta există după Revoluție. A rămas, nu zic, e posibil ca anumite servicii de informații, SRI sau 2 și un sfert sau SIE, să se fie implicat peste cadrul legal, să spun, a influențat decizia într-o instituție sau alta. E posibil, nu neg acest lucru. Acolo unde există dovezi și unde într-adevăr lucrul ăsta poate fi dovedit, cei care au făcut lucrul ăsta trebuie sancționați. Societățile democratice trebuie să funcționeze în mod democratic. Cel care conduce o instituție trebuie să aibă un singur stăpân, și anume omul care a încredințat votul parlamentarului, primarului sau, în cazul ministrului, votul de încredere care este dat de parlamentarii aleși de cetățeni. Nu trebuie să existe alți stăpâni sau alte pârghii de a denatura voința exprimată de cetățeni. Domnul Orban, ați reportat o mare victorie, să-i spunem așa, în ceea ce privește lupta dumneavoastră în a vă demonstra nevinovăția
față de un proces și un dosar în care sunteți inculpat. Mă refer la dosarul care practic v-a scos din cursa electorală de la Primăria Capitalei, v-a făcut să dați un pas înapoi, poate în ceea ce privește activitatea noastră ca liberal și poate multe alte lucruri v-au schimbat în viață. Vreau în acest context să facem un joc de imaginație. De altfel, ar o să fie și ultima întrebare a interviului nostru de astăzi. Să presupunem că veți câștiga aceste alegeri în iunie și veți deveni președintele PNL-ului. La fel, în același joc de imaginație, să presupunem că următorul pas, recursul acestui proces, în primă fază câștigat de dumneavoastră, ați fost declarat nevinovat, nu va fi unul așteptat și veți primi, să presupunem, sigur că nu vă dorim, o sentință cu suspendare, așa cum mai are un președinte de partid în România. Dacă acest lucru s-ar întâmpla, e un scenariu total neplăcut pentru noastră, ce va face președintele PNL-ului de la acea vreme, Ludovic Orban, în acea variantă? Nu există niciun fel de temei să se ajungă la un astfel de deznodământ. Mi s-a făcut o nedreptate uriașă, deși mi s-a făcut o nedreptate în momentul în care, în urmă cu un an de zile, un procuror a dispus începerea urmăririi penale împotriva mea. M-am retras din toate funcțiile, n-am mai candidat la primărie, nu am mai candidat la Parlamentul României, până și am și anunțat public, nu va exista un verdict dat de instanța de fond. Astăzi avem un verdict dat de instanța de fond care spune că sunt nevinovat, care de fapt este conform adevărului. Nu există în condițiile faptelor care sunt relevate în acest proces, nu există niciun fel de temei pentru a putea să mă gândesc la o astfel de perspectivă ca cea care mi-ați evocat-o dumneavoastră. Deci, pe lângă faptul că scoate scenariul din Sunt convins discuție. 100% că în cazul în care se va face recurs, repet, în cazul în care Da. se va face recurs, sunt convins Dar recursul ar fi trebuit 100% făcut până nu se poate face recurs decât după apariția motivării. motivării. Numai după Sunteți, apariția ca în multe motivării. alte cazuri celebre, fără motivare, ca să spun Da, așa. da. Pe de altă parte, procurorul care a instrumentat acest dosar nu mai este procuror în DNA. E Un adevărat, lucru a care trebuie plecat. evidențiat, nu știu dacă din cauza a ceea ce mi-a făcut mie, dar nu numai din cauza, probabil nu numai din cauza a ceea ce mi-a făcut mie, dar el nu mai este procuror DNA astăzi, ceea ce Dacă nu mă înșel, arată ceva. și ministrul muncii, Olguța Vasilescu, are tot același procuror. Mă rog, Nu-mi sunt place chestiuni să discut, ați văzut că eu de am evitat nuanțe. să mă pronunț public în toată perioada de instrumentare a dosarului, iar în perioada de judecată nu am dat decât acele declarații pe care le-am considerat necesare pentru a prezenta adevărul atunci când comunicatele DNA-ului sau anumite lor de poziție ale unora și altora nu au corespuns adevărului. Domnule Orban, vă mulțumesc, vă doresc mult succes, putere de muncă în perioada următoare și să obțineți rezultatele pe care vi le doriți. Vă mai așteptăm în studioul nostru la PS News, ori de câte ori vom Și eu identifica vă subiecte mulțumesc, comune. vă doresc Paște fericit și dumneavoastră și celor care ne urmăresc.